ajută, bine v-am găsit. Doamne ajută. Bine v-am găsit. Doamne ajută. Har și pace. Doamne miluiește, neamul nostru. Doamne ajută, neamul nostru. Și creștinesc. Neamul creștinesc. Doamne ajută tuturor, bine v-am găsit. Doamne ajută. Binecuvântat este Dumnezeu. Și varsă harul său peste arhierei săi, ca mirul pe capăt și se coboară pe vară. Și varsă lui Aaron și se coboară pe marginea. Mamă, dar e frig la copii, băi, puneți ceva pe dânsii. Puneți, uite, vă rog eu frumos. Nu, nu, puneți pe ei, puneți pe ei așa. Când o să fii mar, să fie un mintean din el, așa. Un cojoc ciobănesc. Da. Că n-am plecat. Dar ne iertați că am întârziat, că am plecat de acolo, de la mănăstire, că ne-au multe mașini și ne-au blocat. Ați răbdat frigul aici puțin. Slavă Tu, lăsați că ne încălzim prin rugăciune și prin sfințirea Troiței și prin memoria Părintelui Justin. Doamne ajută! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vizierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și sărășnește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântnele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm cu Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea.
Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și El i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei, căci păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta! Biruință vine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor. Dăruiește-i Lui biruința asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea cea făcătoare de viața bunătății Tale, pe care ai dăruit-o nouă nevrednicilor, Doamne, Ție o aducem cu rugăciune. Mântuiește pe poporul Tău cel bine credincios pentru născătoarea de Dumnezeu, care se roagă Ție pentru noi, Bunule Iubitorule de oameni. Primite harul, Dătătorule de viață, și sfințește crucea aceasta și arată pe ea la tot poporul să-i fie ajutor și întărire. Domnului, primite harul Tău, Dătătorule de viață, și sfințește crucea aceasta și arată pe ea la tot poporul să-i fie ajutor și întărire. Primite harul Tău, Dătătorule de viață, și sfințește crucea aceasta și arată pe ea la tot poporul să-i fie ajutor și întărire. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul slavei, Părinte atotzitor, Dumnezeule Sabaot, care prin pomul vieții cel din mijlocul raiului ai închipuit mai înainte crucea cea de viață făcătoare a unui născut Fiului Tău și în locul pomului neascultării, prin gustarea din care șarpele cel atot viclean pe strămoșii noștri și cu ei pe tot neamul omenesc ai zborit din rai și la moarte i-a adus, ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață, pe care iubitul Tău Fiu, pironit fiind, a murit și cu moartea pe moarte a omorât și toată puterea diavolului a sfărâmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii Sale armă nebiruită, sfințire și acoperământare și credință întărire și izbăvire de toate cursele diavolești și nădejde tare de mântuire și neînfruntată spre câștigarea vieții. Pentru aceea noi, robii Tăi, în dar învrednicindu-ne de multă mila Ta, mulțumitor fiind, cinste și mulțumită și smerită închinăciune, aducem slavei Tale și cu umilință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii, pe care robii Tăi, cei credincioși din osârdie și din credința cea tare și din dragostea către Tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a răscumpărării și a mântuirii noastre. Primite peste noi binecuvântarea Ta cea cerească, binecuvintează-o și o sfințește pe ea,
și umple de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia pe care a fost pironit preasfântul trup al Domnului nostru Iisus Hristos, unul născut fiul tău, prin care puterea diavolului s-a călcat și noi pământenii eliberarea am dobândit și vieții ne-am învrătnicit. Așa te rugăm pe tine, preasfinte stăpâne, pentru sfintele pătimiri și pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea cea făcătoare de viață a unei a născut fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul tău al lui Dumnezeu Tatăl cel fără de început și al preasfântului tău Duh de bunăvoie pentru mântuirea noastră pe lemnul crucii le-a suferit. Și prin acelea, lemnul crucii care erau arecând spre pierzare făcătorilor de rău și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat, sfânt, de viață dătător și ispăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ție îl aducem. Primite acum harul preasfântului tău Duh peste acest semn al crucii și îl binecuvintează. Îl sfințești și îi dă lui ca să fie semn înfricoșător și tare asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești. Iar poporului tău să fie acoperământ puternic, credinței întărire, nădejdei sprijinire, la războaie viruință și sporire în toate faptele cele bune. Și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea acestui semn și rugăciuni vor aduce, să le fii milostiv ascultător și îndurat împlinitor al tuturor cererilor celor către mântuire. Și precum prin cruce lumea ai izbăvit de osândirea păcatului, așa pe robii tăi care cu credință din suflet aduc ție acest semn al crucii, cu puterea crucii iubitului tău fiu, pururea biruitor asupra păcatului arată-i a fi și le dăruiește lor toate bunătățile tale cele pământești și cerești. Și prin cruce, totdeauna spre bine pe toți credincioși și povățuind, dui la primirea cununilor cerești, că tu ești izvorul sfințirii și dătător bogat de toate bunătățile. Și ție slavă înălțăm împreună și unuia născut fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crucii ta. Credincioșilor, puterii crucii să ne închinăm, căci omul în rai a odrăsnit moartea, iar această viață a înflorit, având pironit pe el pe Domnul cel fără de păcat, de la care toate limbile luând nestricăciunea strigăm. Cela ce prin cruce moartea ai stricat și pe noi din înșelăciunea și chinuirea diavolului ne-ai liberat, Doamne, slavă ție! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înalt preasfințite Părinte, binecuvintează! Cel ce pe lemnul crucii pentru mântuirea noastră s-a răstignit și moartea binevoită a primit și a treia zi din morți a înviat, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Părinte Protopop, unde ești? Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, prea cuvioase Părinte Stareți, prea cucernici părinți, stimate oficialități locale, iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că în această sfântă zi în care prăznuim învierea Mântuitorului Hristos, pentru că este zi de duminică, prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Haralambie și în același timp l-am pomenit și pe Părintele Iustin, de la a cărei naștere astăzi s-au împlinit 100 de ani. Iată cât de frumos a rânduit Bunul Dumnezeu ca toate să fie rânduite după dorința, cugetul și dragostea Părintelui Iustin, ca această Sfântă Troiță să fie sfințită astăzi și în cinstea Părintelui Iustin și pentru toți eroii care s-au jertfit de-a lungul istoriei pe Valea Bistriței. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate, mulțumim în al preasfinției voastre că ați putut să veniți să ne bucurați cu binecuvântare aici, mulțumim ostenitorilor și tuturor celor care sunt aici de față, s-au rugat și se roagă împreună cu noi, și care își arată dragostea pentru toți și pentru toate cele ce sunt românești și creștinești. Amin. Iubiți frați preoți, stimată doamnă primar, iubiți copii, cuvioase maici, iubiți credincioși, și după o dimineață caldă și adâncă și înălțătoare petrecută la Mănăstirea Petru Vodă, săvârșind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, reculegându-ne prin rugăciune la mărvântul Părintelui Iustin, înainte de a începe o nouă săptămână mâine, iată-ne în această după-amiază, pe această colină, unde oameni vrednici din această zonă gândit au să înalțe o dumnezeiască cruce. O dumnezeiască cruce, înțeleg bine, dorită de ctitorii pentru a fi aducerea minte de toți eroii neamului, de eroii din cel de-al doilea război mondial și de cei care, după război, au suferit în temnițe, în închisori, în lagări de muncă și toți cei care în perioada de dinainte de 89, neavând posibilitatea unei libertăți de credință, de mărturisire totală, năzuiau spre timpuri de libertate, timpuri de libertate care au venit, dar au venit împreună cu alte provocări, cu alte greutăți, cu alte ispitiri.
când vin de la Iași spre Pașcani, tot așa la o cotitură ne întâmpină cu altă cruce înălțată acum 7-8 ani de către Părintele Iustin. Văd această cruce la o altă cotitură, la o altă răspântie de drumuri aici și îmi imaginez că oamenii care se îndreaptă spre Vata Dornei, spre Ardeal, spre Durău, nu pot să nu fie chemați să se oprească în gând o clipă, să privească această Sfântă Cruce, să mulțumească celor care au înălțat-o și să meargă mai departe. Căci avem o imensă nevoie de însemne creștine în cât mai multe locuri din această țară. Pentru că doar puterea Sfintei și de viață făcătoarei cruci poate izgoni atâtea vrăjmășii, atâtea umbre și atâta întuneric care se revarsă valuri asupra noastră, asupra țării, asupra bisericii, asupra lumii. Puterea Sfintei Cruci este dătătoare de viață, izgonitoare de moarte, aducătoare de liniștite, de liniștire, izvorătoare de pace sufletească și ea trebuie așezată la răspântii de drumuri, în troițe, la pieptul oamenilor și mai ales în inima lor. Crucea nu este doar, sau nu este în primul rând, un semn de podoabă, deși este și semn de podoabă, semn de frumusețe, semn de chemare și de răspuns. Crucea înseamnă suferință, fraților. Adică îndemn creștinului ortodox să prelungească această cruce în viața lui. În viața unei mame care trebuie să nască un copil, în viața unui tată care merge la ogor, la locul de muncă, pentru a aduce pâinea cea de toate zilele pentru cei de acasă, pentru un preot care este chemat să fie simbol al jertfei, al stării de sacrificiu, pentru un călugăr care ia drumul sihăstriei. Crucea înseamnă, în cele din tâi și într-o cele din urmă, să fii următor al Domnului Hristos. Și nu poți fi următor al Domnului Hristos decât purtând pe umerii tăi durerea proprie, durerea celor apropiați și durerea lumii întregi. Am văzut acolo câteva însemnări, de fapt preluate de pe mormântul Părintelui, și anume Evanghelia în față și țara ta în spate. Ca două bagaje, ca două straițe cu pâine. Una îți hrănește sufletul, cealaltă îți hrănește trupul. Și toate purtate de un om în chipul crucii, cu privirea înainte, cu desaga în spate, cu mâinile în lături, formând în cele din urmă o sfântă și dumnezească cruce, iar crucea cu brațele ei arată că purtătorul de cruce este chemat să îmbrățișeze întreaga lume. Pe prieteni și pe dușmani, pe cei de aceeași credință cu tine, sau pe cei care, din pricini cunoscute sau necunoscute, sunt rătăciți în alte credințe. Dumnezeu așadar să vă răsplătească dumneavoastră celor care ați avut inițiativa, cei care ați ostenit trupește, cei care ați contribuit financiar pentru înălțarea acestei Sfinte Cruci. Îmi pare rău și bine în același timp
Și anume, îmi pare rău că n-am venit mai devreme de când tot doamna primar spunea să încerc să mă opresc o clipă când sunt prin zonă. Și am tot zis, vin și au tot trecut săptămânile, au trecut zilele. Și în momentul în care am hotărât și împreună cu părintele stareț Hariton să fie această sărbătoare aici la Petru Vodă, la Mănăstirea Paldin, am zis să vin și să sfințesc în aceeași zi această Sfântă Cruce pentru a nu face două deplasări. Cum este omul, vrea să câștige timp, să fie mai eficient în lucrarea sa. Dar a rânduit Dumnezeu în așa fel, fără să știu că această cruce este și închinată Părintelui Iustin, fără să știu că ea a fost inspirată de spusele sale din timpul vieții. Probabil o fi grăit cuiva că bine ar fi acolo pe deal să fie așezată o Sfântă Cruce. Mă bucur că acest eveniment are loc chiar în această zi. Le rânduiește Dumnezeu, Doamnă Primar, domnilor și doamnelor aici de față, părinților și măicuțelor și iubiți prunci, le rânduiește Dumnezeu cum știe El mai bine, cu o singură condiție, să fim purtători de cruce. Să fim purtători de cruce, adică puțină rugăciune, puțin post în viața noastră, corectitudine în atitudinea noastră exterioară și mai ales multă credință în Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic. Acestea fiind spuse, să mergeți fiecare în fața Sfintei Cruci, să vă închinați acolo, Părinte Protopop, să rânduiești un preot ca să rămână cu aghiasma, ca să ne stropească pe toți cei care, plecând de aici, sărutând Sfânta Cruce, să meargă la casele lor cu binecuvântarea Domnului asupra lor, asupra dumneavoastră, asupra casei, gospodăriei, dobitoacelor, celor de departe și celor de aproape. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Ziceți amin. Amin. Așa, bravo. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pe săraștea lor morminte, ale laurilor voi, de a fi mai dulce somnul fericiților eroi, ridicați pe piramida
preasfinția voastră. Tot adevărul și ne spune acest pământ resvinci de ei.
Bravo.